Larisa de la Casa Iubirii și-a făcut iubit. Primele imagini cu bărbatul care i-a furat inima. Vrea să-l țină departe de ochii lumii, dragoste secretă, Larisa de la Casa Iubirii și-a găsit în sfârșit jumătatea. Imaginile care au dat-o de gol, Larisa Groza a avut un parcurs impresionant în Casa Iubirii încă de când a pășit în competiție. Fosta concurentă a participat la show-ul matrimonial cu gândul de a-și găsi jumătatea, însă chiar și după două sezoane norocul nu prea i-a surâs. Acum, la scurt timp de la eliminare, tânăra pare că este mai bine ca oricând. Ba mai mult, a dat de înțeles că se află într-o relație, Larisa și-a pus susținătorii pe jar cu ultimele imagini din mediul online. Larisei pare că i-a prit din prin eliminarea din casa iubirii. A petrecut o lungă perioadă în emisiune fără norocul de a-și găsi pe cineva, însă acum lucrurile s-au schimbat. Ultimele postări din mediul online ale fostei concurente dau de înțeles că este într-o relație și că în sfârșit este fericită. Tânăra a publicat recent o filmare cu care și-a pus pe jar susținătorii în care apărea un bărbat misterios care îi dădea dedicații în timpul unei petreceri. Ce le a atras atenția internauților a fost însă mesajul postat de blondină în dreptul clipului: Secret love ne red. Dragoste secretă, s-ar mai întoarce Larisa în Casa Iubirii. După părăsirea competiției, Larisa a continuat să țină legătura cu cei care au susținut-o pe tot parcursul emisiunii, astfel că i-a pus de fiecare dată la curent cu noutățile din viața ei și a încercat să le răspundă atunci când au fost curioși să afle detalii legate de experiența avută în show-ul matrimonial. La fel s-a întâmplat și în momentul în care a fost întrebată despre o posibilă revenire în Casa Iubirii. Fosta concurentă a fost extrem de sinceră și a dezvăluit că nu s-ar mai întoarce în emisiune, nu o să mă întorc în casa iubirii, a spus vehement Larisa.